În acest clip poți urmări rezolvarea subiectului dat în sesiunea specială Bacalaureat Matematică 2022, profil Mateinfo. Ai subiectul aici, îl voi rezolva în ordine. Începem cu primul exercițiu în care ți se cere un calcul. Vom face direct 5 plus 10i minus 10i plus 2i la a doua. 10i cu 10i se vor reduce, i la a doua este minus 1, deci avem 5 minus 2, rezultatul este 3. Trecem la al doilea exercițiu, ecuația f de a egal cu 1 plus a la a doua este echivalentă cu a la a doua minus 2a minus 3 este 1 plus a la a doua. A la a doua cu a la a doua se vor reduce, pentru că atunci când îl trecem în prima parte a egalității va avea semnul minus și atunci ne rămâne ecuația minus 2a egal cu 1 plus 3 cu 4, deci a egal cu minus 2. Ni se cerea numărul real a, deci convin. Îți amintești definiția? Logaritm în baza a din x este n, înseamnă că x este a la n. Deci, în cazul nostru, vom avea 2x la a doua plus 1 egal cu 3 la a doua, echivalentă cu 2x la a doua egal cu 9 minus 1, 8, deci x la a doua este 4, de unde x este plus sau minus 2, convin ambele. Soluția, am ajuns la 4, vom scrie întâi definiția, probabilitatea este numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile, numere de două cifre sunt 90, de la 10 la 99, sunt 90 de numere, pentru că de la 1 la 99 sunt 99, scădem pe cele 9 care nu sunt bune, deci 90. Și aflăm numărul de cazuri favorabile. Păi avem de format numere de câte două cifre, cu cifre impare și diferite. Cifre impare sunt 1, 3, 5, 7, 9, deci avem 5 posibilități, dar pentru că sunt diferite, pentru B ne vor rămâne doar 4 posibilități. Regula se numește regula produsului, deci 20 de cazuri favorabile. Și atunci probabilitatea este 20 pe 90, simplificăm 2 pe 9. Aici la bacalaureat chiar ai putea să spui a aparține mulțimii 1, 3, 5, 7, 9, iar B aparține mulțimii 1, 3, 5, 7, 9, minus A. Și atunci de aceea am spus 4 posibilități. Am ajuns la cel de-al cincilea exercițiu în care ni se cere să aflăm coordonatele punctului D, astfel încât vectorul AB egal cu vectorul DC. Păi înseamnă că ABCD este un paralelogram, dar să vedem ordinea. Dacă avem vectorul AB egal cu vectorul DC, deci atenție la ordine, ABCD este un paralelogram. Tot timpul să te uiți la sensuri la vector. Doi vectori sunt egali dacă au aceeași direcție, același sens și același modul. Și atunci, diagonalele paralelogramului se înjumătățesc, deci O va fi mijlocul atât al segmentului AC cât și al segmentului BD. Deci, ceea ce vom scrie matematic, x-ul lui A plus x-ul lui C egal cu x-ul lui B plus x-ul lui D, pentru că nu mai are sens să punem supra 2. Și y-ul lui A plus y-ul lui C egal cu y-ul lui B plus y-ul lui D. Și de aici vom scoate coordonatele punctului D. Vom înlocui 2 plus 4 egal cu 1 plus xd, de unde xd este 5. Și analog la Y vom proceda, Y-ul lui A 0 plus Y-ul lui C 2 egal cu 6 plus YD, deci Y-ul lui D 2 minus 6 minus 4, de unde coordonatele punctului D sunt 5 și minus 4. Nu e nevoie de să desenezi triunghiul ABC decât dacă ți este ție, nu știu, ușor. În baremele de bacalaureat nu se
cer desenele sau nu se punctează. Avem BC de 10, iar sin de B egal cu 2 sin C. Și noi trebuie să arătăm că lungimea laturii AB este egală cu 2 radical din C. Într-un triunghi dreptunghic, sinus unui unghi este cateta opusă pe ipotenuză, în cazul nostru sinus de B este AC pe BC, și sinusul lui C este cateta opusă lui C este AB pe ipotenuza BC. Transcriem relația sin de B egal cu 2 sin C, înseamnă sin de B AC supra 10 egal cu 2 ori AB supra BC, care este 10. De unde am scos o relație că AC pe AB este 2 sau AC egal cu 2AB. Dacă notăm AB-ul, să spunem, cu X, înseamnă că AC-ul va fi 2X. Chiar o să notez AB egal cu X, rezultă AC 2X. Singur că nu este singura metodă cu ajutorul căreia poți să-l afli lungimea laturii AB. De unde va rezulta, conform teoremei lui Pitagora, că x la a doua plus 4x la a doua este 10, la a doua 5x la a doua este 100, x la a doua este 20, de unde x este radical din 20, 2 radical din 5, deci AB este 2 radical din 5. Trecem la cel de-al doilea subiect, în care, în primul exercițiu, primul supun, ni se cere să calculăm determinantul matricei A de 1. Vom înlocui x-ul cu 1. Avem 2, minus 1, 0, 1, 1 minus 1 fac 0, 0, 0, 0, 1. Alegi ce metodă dorești, regula lui Sarus, regula triunghiului, orice metodă, regula lui Laplace, descompunere după o linie sau o coloană, eu aici aș alege regula triunghiului ca să o și exemplific. Deci, produsul elementelor de pe diagonala principală, 2 ori 0 ori 1, plus produsul elementelor de pe paralelă cu colțul de sus, 1 ori 0 ori 0, nu mi-e nevoie chiar să scriu chiar așa explicit la bac, dar vreau, dacă există vreunul dintre cei care urmăresc clipul care nu a înțeles această regulă, să o înțeleagă. Cealaltă paralelă, minus 1 ori 0 ori 0, și de acum vom face scăderea următoarelor produse. Produsul elementelor de pe diagonala secundară, minus paralelă la diagonală cu colțul opus, 0 ori 0 ori 2, minus cealaltă paralelă cu colțul opus, 1 ori minus 1 ori 1. Și acum doar vom face calcule. Avem 0 plus 0 plus 0 plus 0 minus 0, nu-i mai scriem, și atunci ne-au rămas minus 1 ori minus 1 ori 1, un singur produs ne-a rămas, rezultatul este 1. La B ni se cere să arătăm o relație și aici există mai multe metode de calcul. Poți să calculezi întâi matricea A de X minus I3, ca după aceea să o mulțești cu ea însăși. Și așa aș alege aici. A de X minus I3 scădem. X plus 1 minus 1, X. Minus X minus 0, minus X, 0, X. 1 minus 1 fac 0, deci ne va rămâne minus X și 0. 0, 0, 0. Putem să scoatem un factor pe X, că ne va fi mult mai ușor, dar atenție, dintr-o matrice, X-ul se scoate din toată matricea. 1, minus 1, 0, 1, minus 1, 0, 0, 0, 0. Și acum vom face produsul A de X minus I3 înmulțit cu el însuși. A de X minus I3. X ori X sunt numere X la a doua, și înmulțim, facem produsul acestei matrici cu ea însăși. 1 minus 1, 0, 1 minus 1, 0, 0, 0, 0. X la a doua ori. Voi folosi culori la bac, evident că nu ai voie. Prima linie cu prima coloană, adică 1 ori 1 plus minus 1 ori 1, minus 1 plus 0. Clar că este 0. Acum, tot prima linie cu a doua coloană. 1 ori minus 1, minus 1, minus 1 ori minus 1, plus 1, deci 0, plus 0 ori 0, 0. La ultima e clar că dacă înmulțim prima linie
cu ultima coloană, toate elementele de pe ultima coloană sunt 0, deci rezultatul 0. Trecem la a doua linie. Voi lua altă culoare, uite un albastru din nou. A doua linie cu prima coloană. 1 ori 1 plus minus 1 ori 1 plus 0 ori 0. Deci 0. A doua linie cu a doua coloană. 1 ori minus 1, minus 1 plus minus 1 ori minus 1. 1 plus 0, deci 0. Evident că nu voi înmulți cu ultima 0 și la fel când înmulțim ultima linie cu fiecare dintre coloane 0. X la a doua, numărul X la a doua înmulțit cu matricea O3 este matricea O3. Adică exact ceea ce trebuia să demonstrăm, dar evident tu vei face, nu folosești culori, alte culori decât cea neagră la bacalaureat. Mai multe metode de a rezolva acest subpunct. Chiar am putea să-l folosim pe primul. Noi am demonstrat în primul să-l folosim pe al doilea, pe B, că A de X ori A de X minus A de X ori I3, I3 este elementul neutru A de X minus I3 ori A de X, A de X plus I3 ori I3 plus I3 este O3. Ceea ce ne spune că în loc de A de X ori A de X am putea să scriem minus 2 A de X trecut în partea elaltă, deci 2 A de X minus I3. Și atunci ecuația va deveni 2 A X minus I3 egal cu X A de X minus X minus 1 I3. Poți să treci tot într-o parte și să dai factor comun. De exemplu, eu așa aș proceda. Și avem 2 A de X minus X A de X minus I3 plus X minus 1 I3 egal cu matricea nulă. Dăm factor pe A de X pe lângă 2 minus X minus, îl dăm factor pe I3 și ne va rămâne minus 1 plus X minus 1 egal cu matricea nulă. Ceea ce ne va da. Observăm că avem 2 minus X, schimbăm semnul în fața lui I3, introducând minusul în interior, minus 1 cu minus 1 cu semn schimbat, vom avea 2 minus X egal cu matricea nulă. Dăm factor pe 2 minus X pe lângă A de X plus I3 este matricea nulă. O variantă ar fi ca 2 minus X să dea 0, de unde X-ul este 2, prima variantă. Dar avem și cea de-a doua variantă, matricea A de X plus I3 să ne dea matricea nulă. Voi scrie sus, la bactul ai să fii puțin mai ordonat, A de X, ceea ce înseamnă că A de X este minus I3. Adică, A de X, X plus 1 minus X, 0, X, 1 minus X, 0, 0, 0, 1, egal cu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, de unde X-ul este 0. Poți să scrii sistemul X plus 1 egal cu 1 minus X egal cu 0, deci ambele soluții sunt bune. Înseamnă că X-ul aparține mulțimii 0 și 2. Am ajuns la cel de-al doilea exercițiu din subiectul al doilea, în care mi se cere la primul punct să dovedim că 0 compus cu 2 este 5. În loc de X vom pune 0, în loc de Y vom pune 2. Și vom face calcule. Egal, 2 la a doua, 4 plus 4 minus 3. 8 minus 3 fac 5, deci relația este adevărată. Facem compunerea X compus cu X plus 1 egal. În loc de X vei pune X, în loc de Y, X plus 1. Plus X plus 1 la a doua, minus 2 pe lângă X, minus X minus 1, atenție că trebuie să-l scazi pe Y, și minus 3. Terminăm calculul. 2x plus 1 la pătrat, x cu x se reduc, minus 2 ori minus 1 fac plus 2, minus 3, minus 1. Și acum voi egala. Ecuația devine 2x plus 1 la pătrat minus 1, ceea ce am obținut noi, egal cu 8. De unde? 2x plus 1 la a doua egal cu 9, vrem numere reale, deci modul din 2x plus 1 egal cu 3, adică 2x plus 1 plus sau minus 3. Și avem primul caz, 2x plus 1 este 3, de unde x-ul, 2x egal cu 2, x egal cu 1,
cea de-a doua variantă, 2x plus 1 minus 3, de unde 2x egal cu minus 4, deci x egal cu minus 2. Ambele variante convin. Deci am obținut x-ul minus 2 și 1. Facem compunerea m compus cu n, este m plus n la pătrat minus 2 pe lângă m minus n minus 3, pe care să fac și calcule, m pătrat plus 2m n plus n pătrat minus 2m plus 2n minus 3. Egalăm m pătrat plus n pătrat minus 2m plus 2n minus 3, 2m cu 2, hai să scriu plus 2m n egal cu 2m n, mai bine scris să se vad. Și atunci vom avea m pătrat minus 2m plus n pătrat plus 2n egal cu 3. Vom aduna un 2 ca să facem pătrate perfecte. M pătrat minus 2m plus 1 va fi m minus 1 la pătrat, iar n pătrat plus 2n plus 1 va fi n plus 1 la pătrat egal cu 5. Cu variantele posibile, m minus 1 și n plus 1. Varianta 1, 2, 1 pătrat plus 2 pătrat fac 5. 2, 1, încercăm să vedem dacă este bună și sigur că va fi, minus 1, 2, că dacă iau cealaltă variantă, 2 minus 1 nu va fi posibil pentru că ne va da număr negativ n. Și atunci este falsă. De unde? Obținem perechile m, n, adunăm un 1 la prima, deci la m, și atunci avem 2, 3 și 0, iar la n scădem 1, 1, 0, 1. Și evident vei scrie perechile. Perechile m, n în ordine sunt perechea 2, 1, perechea 3, 0 și perechea 0, 1. Cele trei perechi, toate convinse numere naturale. Am ajuns la cel de-al treilea exercițiu, în care la primul punct ni se cere să calculăm derivată. Avem produs de două funcții, îți amintesc formula cu ajutorul căreia derivezi un produs, prima derivată ori a doua nederivată plus prima nederivată ori a doua derivată. Și îți amintesc și că radicalul derivat este 1 pe 2 radical din x. Și atunci vom avea 2x minus 5 înmulțit cu radical din x plus x pătrat minus 5x plus 10 nederivat ori radicalul derivat 1 pe 2 radical din x. Și avem, te sfătuiesc să aduci la același numitor, numitorul comun va fi 2 radical din x, amplificăm primul produs cu 2, primul termen al sumei cu 2 radical din x și avem 2x minus 5 înmulțit cu 2x, pentru că radical din x ori radical din x fac x, plus x pătrat minus 5x plus 10 și vom termina aceste calcule, numitorul 2 radical din x, 4x la a doua minus 10x plus x la a doua minus 5x plus 10. De unde? Avem 5x la a doua minus 15x plus 10. Vom da factor comun pe radical, pe 5 și vom obține exact ce este anunțat în ceea ce trebuia să obțin. Pentru a determina intervalele de monotonie, vom construi tabelul x, f derivat de x și f de x, evident pe domeniul de definiție al funcției. Vom rezolva ecuația f derivat de x egal cu 0, echivalentă cu x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Suma rădăcinilor 3 și produs 1 înseamnă că rădăcinile sunt 1 și 2. Sau, evident, vei face delta. Bune amândouă, între rădăcini. Între rădăcinile unei funcții de gradul 2 se pune semn contrarul ea, a la noi este 1, ceea ce înfață coeficientul x pătrat, în afară semnul ea. Dacă derivata este pozitivă, funcția este strict crescătoare, derivata negativă, funcție descrescătoare, derivata pozitivă, funcție strict crescătoare. Și vei spune, pentru x aparținând intervalului 0, 1, f derivat de x este mai mare sau egală cu 0. Evident, 0 doar în 1. Deci f
este funcție strict crescătoare. Pentru intervalul 1-2, f derivat de x este mai mică sau egală cu 0, 0 doar în 1 și 2, nu afectează stricta monotonie, e descrescătoare. Iar pentru intervalul 2 infinit, f derivat de x este mai mare sau egal cu 0, deci f este strict crescătoare. Înlocuim întâi să vedem ce caz de nedeterminare avem. Deci f de x, x la a doua minus 5x plus 10, ori radical din x supra x la a doua, ori radical din x, radical din x cu radical din x se vor simplifica, totul la x pe 5. Observăm că avem cazul 1 la infinit și ți-amintesc cum poți calcula extrem de ușor limitele când x tinde la x0 din f la g în cazul 1 la infinit. Pentru că trebuie să folosești limita fundamentală cu e, să aduni 1 să scazi 1, poți să scrii direct e la limită când x tinde la x0 din g pe lângă f minus 1. Riscul să greșești la calcul se reduce considerabil. Sau evident vei pune 1, scazi 1 și îți construiești limita fundamentală. Deci vom avea e la limită când x tinde la infinit, din g-ul este funcția de la exponent, x pe 5, pe lângă x pătrat plus 5, minus 5x plus 10, să scriu, să corectez, minus 5x plus 10 supra x pătrat minus 1. Vom face aceste calcule, deci avem e la limită când x tinde la infinit din x pătrat cu x pătrat se vor reduce după ce aduc la același numitor, ne rămâne x pe 5 ori minus 5x plus 10 supra x la a doua, vom simplifica un x la a doua cu un x și ne va rămâne x, deci avem e la limită când x tinde la infinit, scot și un 5 factor, minus x plus 10 supra 5x, 5 cu 5 se vor simplifica și avem e la limită când x tinde la infinit, ori scoți factor, ori faci regulile L'Hôpital pentru că avem infinit pe infinit, deci dacă facem regulile L'Hôpital, minus 1 pe 1, deci e la minus 1, adică 1 pe e. Și am ajuns la ultimul subiect, primul subpunct, vom înlocui f de x cu x plus e la x plus 1 pe e la x plus 1 minus 1 pe e la x plus 1 de x. Tăiem cele două și avem x la a doua pe 2 între 0 și 2 plus e la x între 0 și 2. 4 pe 2 fac 2, minus 0 nu-l mai scriem, plus e la a doua minus 1, deci e la a doua plus 1. Atenție când înlocuiești e la 0. E la 0 este 1. La punctul B vom înlocui integrală de la minus 1 la 1 din e la x pe lângă x plus e la x plus 1 pe e la x plus 1 minus x minus e la x dx. Reducem e la x cu e la x, x cu x și ne-a rămas integrală de la minus 1 la 1 din e la x supra e la x plus 1. Observăm că e la x plus 1 derivat este e la x, deci vom avea integrală de la minus 1 la 1 din e la x plus 1 derivat supra e la x plus 1 dx. Cum ești obișnuit, obișnuită? U derivat pe u este logaritm natural din modul din u. Modulul nu este cazul aici. De ce? Pentru că avem funcție pozitivă. Deci logaritm natural din e la x plus 1 între minus 1 și 1. Avem logaritm natural din e plus 1 minus logaritm natural din e la minus 1, care e 1 pe e plus 1. Aici te sfătuie să faci câteva calcule. Logaritm din e plus 1 minus logaritm din, aduc la același numitor, e plus 1, 1 plus e, îl scriu e plus 1 supra e. Adică este logaritm natural din e plus 1 ori e pe e plus 1. Amintesc că logaritm natural din A minus logaritm natural din B este logaritm natural din A pe B și valabil pentru orice logaritm. Ne-a rămas logaritm natural din E, adică rezultatul 1. Vom înlocui integrală de la 0 la 1 din X pe lângă. Copiez e la F de X întâi și apoi îl voi scrie pe F de minus X, e la X plus
înlocuiesc x-ul cu minus x, apoi iarăși x-ul cu minus x și la fel aici, e la minus x plus 1 de x. Și facem calcule. Avem integrale de la 0 la 1, x cu minus x se vor reduce. Și vom avea x pe lângă, aduc la același numitor, e la 2x plus e la x plus 1 supra e la x plus 1. Aici avem 1 pe e la x plus, dacă vom scrie aici, e la minus x ca 1 pe e la x și vom face calcule. Hai să scriem, că e mai bine să nu greșim. Integrale de la 0 la 1, x pe lângă. E la x plus 1, e la 2x plus e la x plus 1, plus 1 pe e la x, plus e la x, după ce mulțim cu inversul, va urca sus, iar aici vom avea e la x plus 1. Ceea ce ne va da integrale de la 0 la 1 din x pe lângă numitorul comun e la x plus 1, vom cupla numai prima cu ultima, pentru că vom observa imediat ceva. E la 2x plus 2 de e la x plus 1 și să nu uităm că îl mai avem descris pe 1 pe e la x, dar voiam să-mi încapă pe același rând. Plus 1 pe e la x de x. Pentru că am observat că la prima fracție se formează un pătrat perfect e la x plus 1 la pătrat, care se va simplifica cu e la x plus 1. Și evident că vor ușura calculurile, ne va ușura calculul. Deci egal cu integrale de la 0 la 1 din. Vom simplifica și ne va rămâne x pe lângă e la x plus 1, aș putea să scriu plus e la minus x. Hai să scriem chiar e la minus x de x. Despărți între integrale, integrale de la 0 la 1 din x e la x de x plus integrale de la 0 la 1 din x, adică x la a doua pe 2, plus integrale de la 0 la 1 din x e la minus x de x. Ambele, cele necalculate, le voi face prin părți. Dar întâi voi calcula x la a doua pe 2, 1 pe 2 minus 0 pe 2, deci 1 pe 2, plus integrale de la 0 la 1 din x ori e la x derivat de x, plus integrale de la 0 la 1 din x ori e la minus x cu semnul minus derivat, pentru că e la u derivat, e la u ori u derivat, deci avem nevoie de un minus. Aplic formula de integrare prin părți, prima dată fără derivată, fără integrală, deci x e la x între 0 și 1, minus integrală din x derivat ori e la x, deci minus e la x între 0 și 1. La fel voi proceda la cealaltă, minus x e la minus x între 0 și 1, minus cu minusul de la minus e la minus x va fi plus, integrala din e la minus x minus e la minus x, deci de fapt va fi tot minus, între 0 și 1. Și avem 1 pe 2 plus e, minus 0 nu-l mai scriu, minus e plus 1 de la e la 0, minus e la minus 1, când înlocuiesc cu 0, 0 ceva este 0, minus e la minus 1 și atenție, plus e la 0, deci plus 1. Și vom avea 1 și cu 1 și cu 1 pe 2, 2 cu 1 pe 2 fac 5 pe 2, e cu e se vor reduce, avem minus 1 pe e cu minus 1 pe e, minus 2 pe e. De unde vom obține ecuația? Să o scriem, ceea ce am obținut 5 pe 2 minus 2 pe e egal cu m pe 2 minus 2 pe e, 2 pe e cu 2 pe e se reduc, 2 se înmulțește cu 2 relația rămasă, deci m-ul este 5, ceea ce trebuia să obținem. Spor la recapitulare dacă n-ai dat bacalaureatul, iar dacă l-ai dat, sper că vei lua nota pe care ți-o dorești.